șocați de taxele de import pe care trebuie să le plătească după Brexit pentru cumpărături de pe continent. O tânără obișnuită să cumpere online a povestit pentru BBC cum, la o comandă de aproximativ 180 de lire, a trebuit să achite în plus 58 de lire. Câteva zile mai târziu, la un nou colet, paltonul de 200 de lire a fost taxat cu 82. Un alt client online al magazinelor din Uniunea Europeană a plătit 300 de lire sterline pentru două perechi de ghete de iarnă. Jumătate din sumă au reprezentat-o taxele. Conform noilor reguli, chiar și cineva care primește un cadou mai scump de 39 de lire din Uniunea Europeană va plăti o factură pentru TVA de 20%.